Capitolul 9, începând cu versetul 1, Scriptura spune astfel. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Apoi a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Mergem în capitolul 10 și Biblia spune în felul următor. După aceea Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și a trimis doi câte doi înaintea lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Și le-a zis, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Duceți-vă, iată vă trimit ca pe niște oi, ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Acum mergem mai departe, capitolul 10, versetul 19. Iată că v-am dat putere ca să călcați peste șerpi și peste scorpioni și peste puțină putere, peste toată puterea vrăjmașului. V-am dat imunitate, spune Domnul Hristos, și putere și nimic nu vă va vătăma. Amin! Vă invit cu respect să vă așezați. Dragilor, e o bucurie să fim din nou împreună în dimineața aceasta. Continuăm mesajele în care am vorbit despre puterea extraordinară a numelui lui Isus Hristos. A experimentat cineva puterea extraordinară a numelui lui Isus Hristos în dimineața aceasta? Pe tot parcursul vieții este vreun martor aici prezent care a experimentat puterea extraordinară a numelui lui Isus? binecuvântat să fie în numele Lui. Înseamnă că și mesajul de astăzi trebuie să fie eficient pentru noi toți. Mergem mai departe în dimineața aceasta, după ce prima dată am vorbit despre faptul că trebuie să ne plecăm înaintea Lui. Pleacă-te înaintea Lui. De ce trebuie să ne plecăm înaintea Domnului nostru Isus Hristos? Dragilor, să știți că dacă nu ne plecăm înaintea Lui, ne vom pleca înaintea altor zeități, înaintea altor idoli și înaintea celui rău care caută să fure închinarea noastră. Spuneam în primul mesaj că ne închinăm înaintea lui, ne plecăm înaintea lui pentru că este singura persoană din istoria consemnată în dreptul căreia Dumnezeu a emis un decret care rămâne în vigoare pentru totdeauna. Și decretul acesta a fost enunțat prin profetul Isaia, și apoi Apostolul Pavel a continuat. Decretul spune în felul următor: Nu este decretul domnului Iohannis, nici al guvernului, este decretul Dumnezeului Atotputernic. Aleluia! Și Dumnezeu a zis prin gura profetului Isaia astfel: Pe viața mea măjur. Este un decret serios care trebuie să fie luat în considerare de toți cetățenii pământului. Pe viața mea măjur că orice genunchi se va pleca înaintea. Pleacă-te înaintea lui pentru că există o singură persoană în istorie în dreptul căreia Dumnezeu a emis un decret de genul acesta. Binecuvântat să fie Domnul. Apoi pleacă-te înaintea lui pentru că el este singurul vrednic de închinare. Numele lui este mai presus de orice nume. Asta ce înseamnă? Putem căuta în arhive, putem găsi filozofi de marcă, personalități de marcă personalități marcante ale istoriei, dar niciunul dintre aceștia nu legalează pe Hristos. Hristos este mai presus de toți. De Napoleon, de Alexandru cel Mare, de Buddha, de Socrate, de cine vreți dumneavoastră, Hristos este mai presus de toți. Numele Lui este mai presus de orice nume. Și ne plecăm înaintea Lui pentru că este unicul care poate salva. În dreptul fiecărui personaj din istorie am găsit fapte bune și fapte rele. În dreptul Domnului nostru Isus Hristos am găsit doar fapte bune. Noi nu avem nevoie doar de un învățător moral care să ne învețe etică, să ne învețe moralitate, principii și valori. Avem nevoie de un Salvator. Dragilor, omenirea este ca un vapor care stă să se scufunde. Și singura soluție pentru salvarea omenirii este Isus Hristos. Biblia spune în felul următor, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Ne plecăm înaintea lui pentru că este unicul Salvator. După ce ne plecăm înaintea lui și avem dovada convertirii, a nașterii din nou, am spus în al doilea mesaj că ne ridicăm să proclamăm numele lui. Și proclamarea aceasta nu este de tip carismatic, proclamarea lucrurilor materiale, bunurilor materiale, bani, avuții și alte lucruri de genul acesta. Întâi de toate, a proclama înseamnă a anunța ceva în mod solemn și oficial, a aduce la cunoștință publică un fapt de mare importanță și de interes general. Și spuneam data trecută că ne ridicăm pe cel mai înalt punct al existenței noastre și de acolo proclamăm. Și ce proclamăm? A proclama înseamnă a te declara urmaș al lui Isus Hristos. Public, spunem tuturor, suntem urmașii lui Hristos. Îl urmăm pe Domnul nostru Isus Hristos. Apoi, a proclama înseamnă a revendica promisiunile sale. Spuneam deseori, creștinismul în multe zone este în ațipire sau este pe moarte în ciuda faptului că stăm lângă pâinea vieții. Sunt o mulțime de oameni care trăiesc depresii și le-am trăit și noi. Sunt o mulțime de oameni care trăiesc descurajare, care trăiesc necredință. Sunt oameni care ajung în zonă de moarte spirituală în timp ce pâinea vieții este în mijlocul nostru. Și este un paradox. Sunt o mulțime de oameni care însetează în timp ce în mijlocul nostru este apa vieții. Sunt o mulțime de oameni care trăiesc tragedia Spunând că nu mai există soluție pentru viața lor în timp ce Domnul nostru este Domnul vieții. El are toată puterea în cer și pe pământ. Binecuvântat să fie în numele Lui. Revendicăm promisiunile sale. Pentru noi sunt da și amin. Apoi am spus că înseamnă și-a dat mărturie despre El și despre ceea ce a făcut El pentru noi. Astăzi mergem mai departe cu seria aceasta de predici și învățăm să pășim în numele lui. După ce ne-am plecat, după ce am proclamat numele lui, acum învățăm să umblăm, să pășim în numele Domnului nostru Isus Hristos. Când ne-am născut, primii pași în viață, i-am făcut de mână cu părinții. Ne-au ținut de mână, a fost o bucurie pentru ei. Mi-aduc aminte de uh, momentele cu Luca, de momentele cu Gloria, când eu stăteam într-un colț al camerei, Florina într-un alt colț și îl trimiteam pe Luca. Se mai bușea, venea tatăl îl, îl lua de mână, îl ducea la mama. Primii pași în viață i-am făcut de mână cu părinții noștri. Tot astfel, primii pași în viață i-am făcut în numele părinților noștri. Vă aduceți aminte întrebarea din copilărie, mă, tu cuiești? ești? lu mama și al nu? Apoi, dragilor, unii dintre noi am fost sub îngrijitori și epitropi, tutori, administratori, educatori, Învățători, profesori, toți aceștia au contribuit la mersul nostru în viață, la modul cum am pășit în viața aceasta. Apoi, când am crezut că suntem în stare, am mers în nume personal. Și uneori ne-am grăbit să mergem în nume personal. Am vrut să fugim de sub autoritatea părinților, de sub autoritatea profesorilor, de sub autoritatea păstorilor și ne-am grăbit. La 17 ani, Într-o zi, după mai multe conflicte cu tatăl meu, a venit la noi în casă un antrenor de handbal. nenea Rudy, un bărbat înalt, venea tot timpul cu bicicleta, era foarte atlet, tot timpul făcea mișcare. Mă aprecia foarte mult, dar mă și enerva foarte mult. Pentru că întotdeauna când venea la tatăl meu, îi vorbea despre viața mea extrasportivă, că mă vedea prin oraș. Și sigur că tata trebuia să ia măsuri și nu mi plăcea treaba asta că venea și mă păra acasă. Și când am intrat în casă în ziua aceea, era nea Rudi acolo și deja știam că avea ceva să-i spună tatălui meu. L-am văzut pe tatăl meu că se uită urât la mine și seara când eu mă pregăteam să ies afară să mă duc cu băieții de cartier să mă distrez, tatăl meu a zis, stai, 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 stai un pic. De azi înainte, la ora 10 ești în casă. Tu ești sportiv de performanță și n-ai ce căuta cu cei care își sabotează viitorul. Ai înțeles? Și stai un pic, ridică tonul la mine, am 17 ani. Prea bătrân să mai înzică el mie ce să fac. M-am dus în cameră, n-am plecat afară, că și tata a fost mic de statură, dacă credeți mă Nu te jucai cu el. Și m-am dus în cameră, am stat un pic până s-o pus în pat și a dormit. Și când s-o pus în pat și a dormit, aveam o geantă, primisem echipament de la lotul național, eram în lotul național, mi-am luat tot ce am avut în casă, și când el a dormit, mama era în America atunci, am ieșit și am fugit de acasă. Uneori, dragilor, ne-am grăbit să mergem în nume personal și din nefericire ne-am grăbit. Să știți că am suportat multe pagube, că am ieșit de sub binecuvântarea părinților, că am ieșit din ascultare față de Domnul, că am ieșit de sub binecuvântarea și protecția Bisericii lui Hristos. Cine rămâne în comunitatea spirituală are beneficii. Cine pleacă afară are pagube. Și am ieșit afară din biserică, din sânul familiei și m-am dus într-o zonă tare ciudată. M-am angajat în demersuri de revoltă, pe la discoteci, prin cluburi cu prietenii mei, în anul 2001, ca să vă aduceți aminte unii dintre dumneavoastră, să vedeți care au fost pagubele. Un prieten de-al meu a omorât un om. Am intrat într-un anturaj greșit, numai bătăuși Tineri din familii dezorganizate n-aveau niciun alt obiectiv decât să domine orașul. Și cu ei eram de dimineață până seara. Au fost momente tare dificile pentru mine. Mai ales în perioada în care mama a fost plecată în America, șase luni de zile, tatăl meu acasă, eram fugit de acasă, a venit perioada sărbătorilor. Toți erau cu familiile, cu mâncare pe masă, eram singur într-un cămin de sportivi, stăteam acolo și suportam pagubele. Dragilor, pe de altă parte, crescând unii dintre noi, sigur, am mers uh, în numele profesiei, în numele unei companii, am mers în numele unui club sportiv, așa cum am fost și eu, în numele clubului sportiv Școlar Reșița, apoi clubul sportiv Dinamo pentru un an, și apoi clubul sportiv al Armatei Steaua din București, în numele unei echipe, în numele unei țări. Pe de altă parte, pe latură spirituală, unii dintre noi, am mers în numele unor idei religioase. Idei religioase pe care le-am împrumutat de la vecini, de la părinți, de la bunici, de la laiți, acolo, când mergeam la țară și vorbeau doamnele mai în vârstă. Și am împrumutat idei religioase și am mers în numele acestor idei religioase. E bine, totuși, că se vestea cuvântul lui Dumnezeu în modul în care oamenii au putut să, să învețe. Am mers în numele unor principii învățate de la părinți, de la bunici. În caz mai grav, unii dintre noi am mers după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează în fiii neascultării și eu am fost unul dintre agenții săi. Spre surprinderea dumneavoastră, o perioadă din viața mea am învățat pe oameni să facă rău. I-am învățat pe oameni să strice viața, pentru că cine nu se dedică lui Dumnezeu, este luat în partea cealaltă și va fi un agent al distrugerii în mod intenționat sau nu, va face lucrarea celui rău. Unii dintre noi am mers după Domnul puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează în fii neascultării și am misionat pentru el. Pe de altă parte, o bună perioadă din viața noastră am mers după străini, oameni care aveau interese ascunse, oameni care ne-au dus, ne dus în direcții greșite, oameni care au profitat de slăbiciunile noastre, de vulnerabilitățile noastre, ne-au dus în rătăcire în actele lor de revoltă, de rebeliune de răzvrătire față de norme, de autoritate, de valori de Dumnezeu. Însă acum, dragilor, Dumnezeu a făcut ce a promis prin gura profetului Ezechiel. Ne-a luat din mâna tuturor, ne-a dus la starea de maturitate și a zis că este vremea să umblăm pe picioarele noastre. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată am năcaz pe păstori, îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile și nu se vor mai paște nici pe ei înșiși, căci îmi voi izbăvi oile din gura lor și nu le vor mai sluji ca hrană. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate. Așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite, pentru că unii au și demersuri de genul acesta să ne risipească. Dar mulțumim Domnului că ne-a dus împreună. Așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile unde au fost risipite în ziua plină de nori și negură. Dragilor, deci până astăzi, probabil că am mers în numele părinților, în nume personal, în numele unor prieteni, în numele unor relații, în numele unor predicatori populari, dar este vremea să ne maturizăm și să pășim noi în numele lui Isus Hristos. Până acum am fost copii mici, am fost minori, Immaturi din punct de vedere spiritual și intelectual, nepregătiți pentru privilegiile și responsabilitățile adultului, dar spune Scriptura că a venit împlinirea vremii, timpul rânduit de Tatăl Ceresc, pentru atingerea de către moștenitori, moștenitori care sunt prezenți aici, în dimineața aceasta, a vârstei maturități. Am parcurs un drum suficient de lung cu Domnul și este vârsta maturității și trebuie să umblăm. Deci după ce ne-am plecat înaintea lui, după ce am proclamat numele lui, în dimineața aceasta ne ridicăm să pășim în numele lui. Primul lucru despre care vreau să vorbesc, dragilor, este o constatare tristă din cadrul creștinismului. Sunt foarte puțini creștini care pășesc în numele lui Isus. Sunt foarte puțini creștini care umblă în numele lui Isus Hristos. Domnul Isus a spus nu eu, nu este o constatare a teologilor, este o constatare a Domnului nostru Isus Hristos, replicată și în generația noastră. El a spus astfel, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Spuneam miercuri la tineret că cel mai neglijat departament al bisericii este departamentul de voluntari. Gândiți-vă că noi aveam, am avut foarte multe evenimente în cadrul Bisericii, evenimente deosebit de frumoase, evenimente cu invitați, cu prezența Domnului, cu beneficii multiple. Din fericire la evenimente, sau din fericire, că și ăsta e un lucru pozitiv, au venit foarte mulți oameni, dar la pregătirea evenimentelor au fost prea puțini oameni. A fost o mână de oameni care s-a trudit să... Realizeze împreună cu Dumnezeu aceste evenimente. S-au trudit extenuant să, să organizeze aceste evenimente, ceilalți au fost doar beneficiari. Dacă ar fi fost toți voluntari, credeți-mă că lucrarea s-ar fi multiplicat în mod vizibil, în așa fel încât ne-ar fi luat Dumnezeu prin surprindere de fiecare dată. Domnul ne spune și astăzi că recolta este încă abundentă dar muncitorii, voluntarii, slujitorii sunt sunt puțini. 8 miliarde de oameni așteaptă evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și biserica trebuie să fie pregătită să pășească în numele lui Iisus. Există statistici în America care spun că 95% dintre creștini nu au câștigat niciodată pe nimeni pentru Hristos. 95% dintre creștini nu au câștigat niciodată pe nimeni pentru Hristos. Iar 80% dintre creștini nu mărturisesc în mod constant despre Hristos. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există mult creștinism, dar puțini lucrători. Sunt puțini oameni implicați, 95% dintre ei nu au pășit încă în numele lui Isus Hristos. De aceea impactul este nesemnificativ. Și aceasta este o constatare dureroasă pentru creștinism. Dragilor, în dimineața aceasta trebuie să învățăm că în mod fundamental, biserica trebuie să înțeleagă și să înceapă să se reorganizeze, să se reordoneze, să se regrupeze în așa fel încât să ieșim efectiv pe câmp și să misionăm, să nu mai așteptăm în bisericile noastre care colta să intre pe uși, ci noi să ne îndreptăm spre recoltă. Domnul Iisus a zis, mare este secerișul, dar puțin sunt Lucrătorii, este timpul în care Dumnezeu ne cheamă la propria și la prima sa prioritate. Suntem chemați la misiune, dragilor. Suntem chemați la misiunea de a împărtăși Evanghelia, de a fi în lume. Este timpul să ieșim acolo, în mijlocul lumii, pierdute. Problema este că trebuie să fim pregătiți să fim acolo. Vedeți, dragilor, spune cuvântul lui Dumnezeu că noi ar trebui să fim pregătiți exact cum au fost apostolii, în aceeași atitudine misionară ca și Domnul Isus Hristos, care este prototipul misionarului creștin, de asemenea și în aceeași atitudine pe care au avut-o apostolii. Biblia spune că Domnul Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut Isus gloatele I s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Erau atât de mulți oameni cu nevoi ca și astăzi. Erau atât de mulți oameni care sufereau tragedia, care sufereau durerea, care trăiau în suferință cumplită din cauza păcatului, din cauza societății care îi oprima, din cauza Romei care de asemenea îi ținea sub călcâiul ei nemilos. Oamenii aveau nevoi, oamenii aveau probleme, de aceea, dragilor, noi trebuie să ne ridicăm ochii la seceriș. Domnul Iisus Hristos a văzut problema generației Lui, a fost cât se poate de atent la modul în care oamenii sufereau din cauza păcatului, tocmai de aceea și noi astăzi trebuie să vedem mulțimile, trebuie să vedem masele de oameni, trebuie să vedem mulțim de oameni de rând, categoriile de oameni, de stânga, de dreapta, trebuie să-i vedem pe homosexual, trebuie să-i vedem pe musulmani, trebuie să-i vedem pe... Uh, hinduiști, pe budiști, pe bogați, pe săraci, pe tineri, pe bătrâni, pe atei, pe criminali, pe cetățeni de drept, familii dezorganizate, familii disfuncționale, dependenți de tot felul, oameni conservatori. Trebuie să-i vedem pe cei care trăiesc în comunități închise, pe cei care sunt la margine de drum, pe cei care sunt la șanți, trebuie să-i vedem și să începem să pășim în numele Domnului nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Să fim, în, să fim în aceeași atitudine misionară ca și prototipul credinței noastre, Domnul Isus, la fel ca și apostolii. Mergeam, într -o dată, mergeam odată la piața de la drumul Taberei. Și în timp ce um, um, făceam cumpărături acolo, la un moment dat am văzut un frate de la Betel care propovăduia Evanghelia. La început i-a mers bine, l-am lăsat să văd ce zice, numai că a intervenit un frate, un frate a intervenit un martor al lui Jehova și a încercat să-i strice propovăduirea. Și apoi m-am apropiat de el. M-am apropiat de el că am vrut să intervin. Și când m-am apropiat de el, fratele m-a văzut și a zis, frate, Domnul te-a trimis, vino repede aici. Pentru că, dragilor, Domnul Isus a fost în piețe, în spații publice, a fost pretutindeni și a predicat Evanghelia. Pavel a fost în piețe, în spații publice și pretutindeni a predicat Evanghelia. De aceea, după ce ne-am plecat, după ce am proclamat, trebuie să ne ridicăm și să fim acolo. Și spunea fratele, spune-i tu că de aici nu mai știu ce să fac. Și am intervenit, am combătut doctrina martorilor lui Jehova care neagă divinitatea lui Isus Hristos. Și aici este o problemă capitală pentru că cine n-are pe fiul, nu are pe tatăl și a fost o mare victorie în piața de la drumul taverei. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Dragilor, vedeți? Trebuie să propovăduim Evanghelia, spunea Domnul Iisus Hristos, duceți-vă, până în ziua de astăzi se aude strigătul Domnului nostru Isus Hristos. Duceți-vă! Cea mai importantă poruncă pentru biserică nu este reflectați, nu este gândiți, nu este planificați, nu este ședeți. Pentru fiecare păstor, Domnul Isus Hristos spune, mergeți, duceți-vă, mișcați-vă. Pentru fiecare conducător de departament, Domnul Isus Hristos spune, mergeți, duceți-vă, proclamați. Pentru fiecare lider de tineret, Domnul Isus Hristos spune, mergeți, duceți-vă, proclamați. Pentru fiecare creștin care a ajuns la gradul de maturitate Domnul Iisus Hristos spune este vremea să pășiți în numele Domnului nostru Iisus Hristos Dragilor, de ce din atât de mulți creștini doar 95% doar 5% au reușit să aducă pe alții la Hristos De ce? Întâi de toate să știți că nu mai cunoaștem scopul Evangheliei Care este scopul Evangheliei? Poate să-l prezinte cineva? Dragilor, scopul Evangheliei este acela nu de a ne simți noi bine de a umple biserici. Biserica primară a fost plină de oameni. 3.000, 5.000 se multiplicau și Dumnezeu a permis o persecuție ca să-i răspândească pretutindeni în lume. Și lumea a fost cucerită de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel, gruparea aceea mică din obscura Galilee a, venit o echipă, a devenit o echipă de talie mondială pentru că au ajuns pretutindeni și Evanghelia a răscumpărat o mulțime de oameni. Știți care este scopul Evangheliei? Scopul evangelizării este acela de a aduce totul sub domnia lui Isus Hristos, tot ce era răzvrătit în universul acesta trebuie să fie readus sub domnia Domnului nostru Isus Hristos pentru că spuneam la timpul de închinare mesajul lui Dumnezeu pentru omenirea aceasta răzvrătită, mesajul lui Dumnezeu pentru oamenii care au trecut prin necaz și au ridicat pumnul și au zis lui Dumnezeu din cauza ta am boală, din cauza ta am faliment, din cauza ta am probleme așa suntem noi oamenii, din cauza ta nu-mi iese viața, știți ce a făcut Dumnezeu față de o omenire răzvrătită? Dumnezeu a coborât din cer prin Hristos Spunea acel teolog frumos, că a pus piciorul drept jos, cu celălalt stătea așa ca să aibă nivel de dialog cu noi. Și Dumnezeu, în, în, în gena Domnului Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos, există pace. Și scopul evangelizării este acela de a face pace împreună cu Dumnezeu, de a le spune tuturor oamenilor că Dumnezeu vrea pace, nu război. Binecuvântat să fie El. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatele, păcatelor după bogățiile harului său pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, că cea binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. De ce nu mai misionăm, dragilor? Știți de ce? pentru că nu mai vedem bine, pentru că îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor au unecat cuvântul lui Dumnezeu și l-au făcut neroditor. Domnul Isus spune cuvântul când a văzut gloatele, când a văzut lumea pierdută. Noi nu mai putem vedea gloatele, nu mai putem vedea lumea pierdută pentru că îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor au unecat dorința noastră de a evangeliza și de a spune și altor oameni. Dacă eu am dorința de a câștiga bani, mulți, uneori cu scopuri nobile, domne, vreau să câștig bani ca să ajut lucrarea, dar eu am numai banii aceștia în fața ochilor toată ziua, eu vă mai văd pe dumneavoastră. Nu vă mai văd pe dumneavoastră. Eu mai văd că lumea aceasta are nevoie de un salvator? Nu mai văd că lumea aceasta. Pentru că toată energia mea, tot consumul meu de energie, toată existența mea se va învârti în jurul banului. Materialismul, consumerismul. Domnul Isus a spus că în vremea, în vremurile de pe urmă, va fi Aidoma ca în vremea lui Lot, ca în vremea lui Noe, când ce făceau oamenii? Mâncau, beau, consumerism, materialism. Și astfel fugim după banii aceștia să-i strângem. Ne frângem degetele, ne pierdem familie, ne pierdem sănătatea. Sănătatea îl pierdem pe Dumnezeu, pierdem toate privilegiile și în cele din urmă suferim o mulțime de pagube. Vedeți, Domnul Iisus Hristos vedea oameni. Dacă noi avem toată ziua bani în fața ochilor, noi nu mai vedem necazul oamenilor. Nu mai vedem de durerea lor, tragedia lor. Domnul Iisus spune, când a văzut mulțimile, lui s-a făcut milă de ele, binecuvântat să fie în numele lui. Pe de altă parte, să știți că nu mai avem compasiune pentru lumea pierdută. Nu mai avem compasiune. Nu ne mai doare că oamenii pierd. Nu ne mai doare că oamenii pierd. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Trecem pe lângă cei pierduți, trecem pe lângă cei căzuți între tălhari, trecem pe lângă cei care mor în păcatele lor. Și astfel noi nu pășim în numele Lui Hristos. Noi nu umblăm în numele Lui Hristos, doar consumăm în numele Lui Hristos. Pe de altă parte, să știți că nu pășim în numele lui Hristos pentru că există riscuri. Evanghelia ne prezintă riscurile care sunt în momentul în care devii creștin și începi să umbli, să pășești în numele lui Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu: "Iată că vă trimit ca pe niște oi unde? În mijlocul lupilor." Și a te ridica să pășești în numele lui Hristos implică riscuri. Nu întotdeauna vom fi bine primiți. Vom găsi deseori opoziție, vom găsi deseori bagiocără, vom găsi deseori amenințări. Vă aduceți aminte de anul 2010 când în lotul național s-au întors în masă uh, uh, sportivi la Dumnezeu? Credeți că ne-au felicitat? Credeți că a scris presa despre noi, că ne-am convertit și ce bine am făcut? Ne-au persecutat. Ne-au amenințat. Doi colegi de-ai mei au fost dați afară cât timp au fost bețivi, cât timp au umblat noaptea cât timp au fost irresponsabili nu le-a zis nimeni nimic când s-au pocăit, dintr-o dată s-a născut opoziție împotriva noastră ne-au amenințat nu mai dați articole în ziar despre credință nu mai vorbiți cu nimeni, nu mai convertiți pe nimeni tăceți din gură uneori de aia nu ne implicăm să vestim Evanghelia că există opoziție pentru că implică riscuri și ne place să stăm confortabil vedeți Domnul Isus a zis, păziți-vă deci oameni, de oameni, că -și vă vor da în judecată în soboarele lor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Am fost la reșița la un moment dat, înainte să se declanșeze persecuția aceasta, ca să vedeți că uneori Dumnezeu permite opoziție pentru a fi proclamat chiar și înaintea celor mari. Și am intrat în casa unei surori prin care Dumnezeu lucra. O soră cu care mama s-a rugat ani de zile. Și când am intrat în casa ei, stătea la parter în govândar, mi-aduc aminte, uh, 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 sora aceasta, o, o, soră foarte puternică, mi-a zis, uite acolo în colțul a stat mama ta și a plâns ani de zile după tine. Când te vei întoarce în București, mi-a zis, mi-a zis Domnul să spun că te va duce în fața celor mari să propovăduiești Evanghelia lui Isus Hristos. Și când am ajuns la București, a început persecuție. Și am zis, stai un pic, că parcă nu se potrivește asta. Eu mă gândeam că, mamă, o să covor roșu, o să predic Evanghelia. Dar m-au luat cu forță și m-au dus înaintea celor mari. Și când ne-au așezat înaintea celor mari, am dat toți mărturie de Isus Hristos. Colegii mei au fost duși la preoți, da, ca să-i reconvertească. Și când au ajuns la preoți, doi dintre ei au vorbit atât de bine despre Hristos, încât preotul a zis, a zis, Doamnă, în viața mea n-am văzut tineri atât de pasionați care să vorbească atât de bine despre Isus Hristos. Binecuvântat să fie în numele Lui. Indiferent de riscuri, să știți, dragilor, că Dumnezeu are o lucrare de făcut. În dimineața aceasta învățăm că a în numele Lui Isus Hristos înseamnă necesită împuternicire din partea Lui necesită împuternicire. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Nu poți să umbli și nu poți să folosești numele lui Isus oricum. Au încercat fiii lui Șceva să folosească numele lui Isus Hristos fără a fi împuterniciți și spune Scriptura că au luat bătaie. Mai încearcă și mulți astăzi să folosească numele Domnului Isus Hristos fără a fi împuterniciți, însă nu există niciun rezultat considerabil. Mandatul acesta, dragilor, a fost oferit ucenicilor, nu fanilor, nu simpatizanților, nu curioșilor, ci ucenicilor, pentru că lucrarea aceasta implică privilegii, dar implică și pericole. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele Domnului Isus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Știți ce înțelegem, dragilor, de aici, ce înseamnă a fi împuternicit? Înseamnă a fi ambasadorul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat în lumea aceasta, spune că noi nu mai aparținem lumea acestea, în calitate de ambasadori, îl reprezentăm pe el. Petru spune că voi sunteți străini și călători, dar ne-a lăsat aici, în mijlocul lumii, în calitate de ambasadori și am venit să aducem un mesaj tuturor. Un ambasador să știți că nu face rugăminți oamenilor, nu face plecăciuni oamenilor. Un ambasador vine și transmite mesajuri, dar noi, în calitate de uh, ucenici ai Domnului nostru Isus Hristos, fiind împuterniciți, facem ce a făcut Pavel, fiind împuterniciți, le spunem tuturor, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu! Împăcați-vă cu Dumnezeu! Pe de altă parte, a fi împuternicit, știți ce înseamnă? Înseamnă că Domnul Isus Hristos ne-a dat o procură pe care putem să o folosim oricând și oriunde. O procură prin care El ne-a împuternicit în lumea aceasta. Și vreau să vă spun că toți cei care au fost născuți din nou, toți cei care au fost umpluți cu Duhul Sfânt, au această procură să se ridice și să pășească în numele Lui Isus Hristos, indiferent de teritoriul pe care l-au înainte. Dumnezeu ne-a dat o procură nelimitată să mergem în numele Lui. Dragilor, dacă eu mă duc în lume și vorbesc în numele guvernului, nu mă ascultă nimeni. Dar dacă mă duc în lume și vorbesc în numele lui Isus Hristos, totul se schimbă, binecuvântat să fie în numele Domnului. În, 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 războiul acesta spiritual pe care îl ducem, noi nu avem niciun efect. Iertați-mă dacă vorbim în numele lui Arsene Boca, în numele Sfintei Parascheva, dar avem un efect dacă vorbim în numele lui Isus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Pentru că un nume, să știți, implică împuternicire, implică autoritate, implică reputație și implică putere. Și în momentul în care Domnul Iisus Hristos își trimite ucenicii în numele Lui, de fapt El îi împuternicește, de fapt El dă o procură nelimitată și generală în toate problemele și cu dreptul de a-i folosi numele în orice situație. Iată că v-am dat putere, spune cuvântul lui Dumnezeu, v-am trimis, v-am împuternicit să călcați peste șeri și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Suntem împuterniciți al lui Dumnezeu. Și trebuie să învățăm să pășim în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Să nu așteptăm secerișul să intre pe ușile noastre, ci să mergem noi acolo, pentru că secerișul este mare. Recolta este abundentă, dar lucrătorii sunt puțini. Deci, a umbla, a păși în numele lui Hristos, necesită împuternicire. Nu putem să mergem oricum. Dar Hristos ne-a împuternicit. Ne-a dat o procură fiecăruia dintre noi și cu procură aceasta putem să mergem și să propovăduim numele lui Iisus Hristos. Pe de altă parte, a umbla în numele lui Isus Hristos necesită autoritate, putere și imunitate spirituală. Iată că v-am dat putere ca să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Există foarte multe idei printre pocăiți, printre creștini evanghelici, că diavolul te poate afecta, că diavolul are puterea asupra ta, că diavolul te poate domina, că diavolul poate face ravagii. Dragilor, din Evanghelie învățăm opusul că ucenicii lui Isus Hristos au autoritate, sunt împuterniciți, au autoritate și au imunitate. Au și putere și au imunitate. Diavolul nu va putea să facă nimic cu un creștin plin de Duhul Sfânt. În lupta spirituală avem imunitate și suntem chemați, dragilor, să mergem și noi cum a mers Hristos în cimitirul acela unde era îndrăcitul din Gadara, în stările cele mai cumplite ale oamenilor, depresii, gânduri de sinucidere, de distrugere, de autodistrugere, gânduri acolo unde oamenii își terorizează viața și cu puterea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o să-i scoatem pe oameni de acolo. Singura putere. Pentru că niciun alt personaj din istorie N-a mai făcut o astfel de afirmație Domnul Iisus Hristos, în schimb, a făcut această afirmație Și aici vorbim despre dimensiunea Despre mărimea și întinderea puterii sale A Domnului nostru Iisus Hristos În această lume, dragilor Suntem familiari cu diferitele tipuri de putere Puterea politică deținută de președinții națiunilor Și alți funcționari publici Puterea spirituală deținută de lideri religioși de diverse, diverse credințe. Puterea financiară deținută de proprietarii de industrii, cei bogați și puternici. Puterea militară deținută de miniștri, comandanți și alți ofițeri ai armatelor, națiunilor și statelor. Puterea satanică deținută de oamenii ocultiști și agenții săi. Noi suntem familiari, dacă vreți, cu toate aceste tipuri de putere. Însă, dragilor, vreau să scot în evidență că peste puterea politică, peste puterea spirituală deținută de une, unii lideri religioși, peste puterea financiară deținută de proprietarii de industrie, cei bogați, peste puterea militară deținută, deținută de miniștri și comandanți, peste puterea satanică este puterea Domnului nostru Isus Hristos. Și el spune: Toată puterea mi a fost dată mie în cer și pe pământ. Este vremea să ne ridicăm și să umblăm în puterea aceasta. Și pe de altă parte, Domnul Iisus Hristos a zis, eu, eu am toată puterea și vă dau toată puterea și vouă. Ca să călcați peste toată puterea întunericului. Uneori biserica, să știți că poate să facă mai mult decât toată știința medicală. Ei pot trata medicii și sunt extraordinari, sunt bine cuvântați. Dar biserica lui Hristos în autoritate și în puterea Duhului Sfânt poate lucra într-un mod extraordinar. În acest pasaj, dragilor, Domnul Iisus Hristos spune că El este mai puternic decât toate aceste probleme. El este singura sursă autentică a tuturor soluțiilor divine la problemele umane. Este mai miliardarii de pe pământ. Este mai puternic decât toți bogații de pe pământ. Este mai puternic decât toate armatele de pe pământ. Este comandantul șef al oștirilor cerului și al pământului. Și acest comandant ne-a mandatat, ne-a autoritat, ne-a investit și ne-a trimis în lumea aceasta. Biserica trebuie să misioneze în același spirit misionar, după modelul nostru al Domnului nostru Isus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Pe de altă parte, a umblat în numele lui Isus Hristos, să știți că necesită credință. Pentru că uneori Dumnezeu te cheamă ca și pe Avram: să ieși din țara ta, din neamul tău, să te duci spre necunoscut. Aveam materializat ceva. Avram înaintea ochilor lui? Nu, dar Dumnezeu te cheamă să pășești prin credință. Alteori, dragilor, a umbla prin credință înseamnă să scoți poporul din Egipt ca și Moise. Pe de altă parte, a umbla, a păși prin credință înseamnă a umbla ca și Petru pe mare, pentru că uneori Dumnezeu ne cheamă în supranatural. Dumnezeu ne cheamă într-o altă dimensiune a vieții. Și să știți că atunci când angajăm numele Domnului nostru Isus Hristos în credință, pot urma miracole. Pot urma. Ai săi și le-a dat putere să scoată duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Orice fel de boală și orice fel de neputință. Când ești împuternicit. Și când ai procură din partea lui Dumnezeu, poți să folosești numele lui Isus Hristos în toate situațiile pe care le parcurgi în viață. Când El a spus, v-am dat toată puterea, peste toată puterea întunericului, țin voie să vă dau un exemplu. Am avut un coleg de la Haltere, un bărbat puternic, musculos, un tip carismatic, comic, plăcut, campion, participase la Olimpiadă musculos. Am vorbit cu el un an de zile despre Hristos și despre Evanghelie, despre cum Dumnezeu mi-a schimbat viața. Și într-o seară, după ce am închis scripturile, a venit la mine în camera de hotel și era posomorât. Și am zis, Răzvan, ce s-a întâmplat? Și a zis, uite, vreau să stau de vorbă cu tine pentru că am niște probleme de care nu scap. Am niște probleme cumplite și am zis, care sunt problemele tale? Și a zis, poate o să mă crezi nebun, dar trebuie să ți le spun pentru că nu mai pot să trăiesc așa. Și mi-a zis, de mulți ani de zile, aud voci, nu mai pot să merg prin, locurile prin locurile întunecoase, nu mai pot să dorm noaptea, în fiecare noapte dorm cu o cruce sfințită de nu știu ce patriarh și cu o Biblie pe piept și nu pot să-mi revin stau chinuit până la 4-5 dimineața, îmi agresează mintea cel rău, mă terorizează. Și nu pot să scap de problema aceasta, spunea el. Un dita mai sportivul, care avea forță fizică, nu? Am zice noi, domne, putea să se ia la trântă și să rezolve problema asta. Dar nu poți cu forța fizică. Îți trebuie împuternicire, îți trebuie putere de la Duhul Sfânt, îți trebuie procura dată de către Domnul Iisus Hristos. Și eu fiind plin de Duhul Sfânt după ce am citit scripturile, el mi-a zis în felul următor, că mama lui fusese vrăjitoare. Și a zis că în timp ce mama lui a murit, avea el 14 ani, la înmormântare le a simțit ceva nefiresc în corpul lui. Și a zis, de atunci a fost dominat de frica aceasta. Auzea voci, nu mai putea să doarmă, era consumat, avea frică de întuneric, întotdeauna mergea doar în locurile luminoase, nu pleca seara niciunde. Și în momentul respectiv, mi a zis, de ani de zile mă agresează problema aceasta. Am fost la preot, preotul m-a trimis la psihiatru. Am fost la psihiatru, psihiatru a zis că mă internează. Am fugit din nou la preot și am fugit cu problema mea dintr-o parte în alta și n-a fost rezolvată. Și am zis în seara aceasta, ai venit la Isus Hristos cu problema ta. I-am zis, crezi că Isus Hristos te poate elibera? Și a zis plângând, dar cred că Isus Hristos mă poate elibera. Și am zis, uite ce facem, vrei să mă rog pentru tine, vrei să ne rugăm? Și el a zis, disperat, că nu mai putea. Dita mai sportiv, râdeau colegii de el, bă, nu vezi cât ești de mare, tu dormi cu lumina aprinsă. Fratele meu, care a fost un bărbat foarte puternic, avea forță fizică, îi domina pe cei din generația lui, dar diavolul domina pe el noaptea. Că și el cât era de mare, dormea cu lumina aprinsă noaptea, că era frică. Frica este de la cel rău, dragilor. Și atunci am zis, fiate, mă rog pentru tine, am închis ușa de la camera de hotel, i-am zis, pune-te pe genunchi și lasă-mă să mă rog pentru tine. El s-a dus undeva lângă fereastră, s-a uh, întors spre uh, fereastră, se uita spre cer și așa cum știa, el